Echipa de fotbal Viitorul Liteni va rămâne în Liga 4, chiar dacă a promovat în Liga 3. Anunțul a fost făcut de președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, profesorul Ciprian Anton, într-o intervenție telefonică la Radio Top. Conform acestuia, cei de la Liteni au trimis o adresă oficială la FRF că nu pot face față în Liga 3. Jucătorii au serviciu și merg doar duminica la teren. La Liga 3 este un nivel superior și din ultimele discuții pe care le-a avut cu primarul Tomiță Unisi, acesta ar fi principalul aspect, resursa umană. Pe de altă parte, primarul orașului Liteni a transmis deja că din bugetul local nu poate să susțină echipa în Liga 3, în lipsa sprijinului unor sponsori. Cu toate că directorul liceului cu program sportiv din Suceava ar fi fost dispus să dea echipei din Liteni câțiva tineri de la LPS, în lipsa unor jucători cu experiență care să fie și disponibil, soluția aceasta nu este nici ea funcțională. Reamintim faptul că Viitorul Liteni a promovat în Liga 3, după ce a câștigat cu scorul general de 6-5 dubla cu formația Unirea Curtești din județul Botoșani.